No bun de salutare și foaie de cap, nu ce cald de aici, nu știu de voi, dar e o căldură aici de mor. Mai țin și geamurile închise, că nu știu care dracu are sute de mii de porci și vaci, că vin o duhoare pe stradă de îți vine să stai nasul, să ți-l bagi în cur, că până și acolo miroase mai frumos. Dar mine că trebuie să trag cu arma asta, că se aude pe tot și nimeni un cuțit, hai că îl bag în cur la ăștia. Mor de te dracu, bun. Nu știu, dar acum și de-a căldura asta mă simt total paralel cu viața, nu știu ce am. Cât am mai vale pe aici să-ți bagi, ia. Mă, ce pe aici, ia. Mai sunt ăștia? Hai să mai pun și pe aici. Hai că sunt o grămadă. Ia, pe aici. Nu-i nimic pe aici, sper că nu. Sau? Ai, o creangă, cream că-i ceva acoperiș de cocioabă, cabană, habar n-am. Nu știu de voi, dar am... Ieri sau alteri, nici nu mai știu când, sunt total paralel cu viața, v-am spus. Am venit din scurta mea vacanță, am fost într-o tabără la mare, la Năvodare, au făcut ăștia de aici la Bărcănești tabără și am mers și eu. Nu a fost rău, atât că am avut parte de câteva lecții de viață. 1. Se poate trăi 5 zile doar cu apă, pâine și cu sare și nu-i bine și întotdeauna să fii ultimul care se culcă din... cei care stați în respectiva cameră. Noi eram 8 într-o cameră și eu am fost mereu ultimul care se culca. De ce? Ei bine, cine se culca primul era botezat. Îl făceam pe față, numai și numai pastă de dinți. Sunt multe lucruri de povestit, o să fac eu un videoclip mai separat, ca să vă povestesc tot în amănunt. Vă spun de acum câteva spoilere. O să fie de povestit cam când eram pe care să rămân în pula goală prin apă. Nu vă mint, o să vă povestesc asta. Am reinventat termenul cuvântului gozar și am creat și variantă feminină. Cum așa? Ei bine, nu vă spun cum, zic doar că eu cu niște fete aveam o glumă și am citit voi și ele gozare. Și nu mă știu mai rap acolo. Mai era un tip la vreo 30 de ani care stea cu noi în camera acolo și omul ăsta era prăjit rău de tot, dar respectele mele. Oricum, o să fac un clip separat în care vă povestesc tot. Sau mai multe clipuri pe fiecare zi, mă rog. Acum n-am niciun chef. Joc și eu aici puțin că nu m-am așcat de mult și vă dați seama cum mă simt. Nici nu mai știam să pun mâna pe mouse. Și când am venit acasă și am văzut monitorul cât de mare e, că eu eram obișnuit doar cu ecranul de la telefon. Când am văzut cât de mare monitorul, nu știu. Vă dați și voi seama, 5 zile să vezi numai telefonul de care e cât dracu, cât palma și apoi vezi mai monitorul. Vă dați seama cum am simțit. Hai, mordă-te, dracu. Ai murit? Ai murit, bun. Hai, dăm cu acea muniție că nu mai avem deloc. Ne ducem, dracu, acum. Nici măcar nu m-am uitat și eu la cea să văd când am început filmarea. Pare a fi și 10. Filmez până pe la și 25, cam așa. Aude, bine, bine că a trebuit să dea unul careva drumul la Porsche ceva că pute de mori. Și trebuie să am geamurile închise că intră duhoarea. Unui pe acolo. E pline de ăștia să-ți bași sârmă nas. Ia, save. Ok, și-a dat save. Clar mai e ceva pe aici. Doar ăla e. Mai unul pe acolo. Unul acolo. E, hai să-i luăm cu sniperul. Dacă tot avem sniper în dotare. Direct în gând am luat pe ăsta și mai sunt doi prin partea asta. Pe ăștia eu cu arma asta. Sau să intru în ei cu, hai că intru în ei cu silențioasă. Silențioasă, așa. Încep să mă bâlbâi. Și mai unul pe aici. Și mai unul. Gata, i-am delit și pe ăștia. Hai să-mi încarc armele. Dați-mi cu amuniție de MP, de M4, că nu prea mai avem. Mă rog, ăsta nu e M4, dar asta e altă parte. Și e fain ca... nimă de-astea care bubuie. Bum! Și o să-i tastă în apă. E fain că nu prea mai am munții în episodul anterior și...
E marmură. Să merg cu barca păru? Nu cred că e o idee bună. Hai că merg mai bine prin boschet special. Dacă umblăm prin boschet, înseamnă că suntem boschetari, facem o boschetăreală. Habar n-am. Sau de un motor ceva pe aici, dar nu-mi dau seama de unde. Trac. Sau de ceva pe aici. Sau auzi ceva. A, un porc. Din trei gloanțe l-am dirit. Fine, am omorât un porc, sunt un nenorocit. Dați-mă la protecția animalelor. În sfârșit armură. A, aveam armură deja, fine. S-o obișnuit să mă vad de armură din episodul anterior, sau de fapt cam din toate episoadele. Deci un punct mai înalt de unde să veghez. Am partea asta nimic. Pa, mi-a că sunt expus. Să mă pun aici pe burtă. L-am dilit, nu l-am dilit, dar o să le bubuie barca. Gata, le-am bubuit. Ok, nu mai este expus, mă duc să iau armura aia de acolo. Hai că e bine că n-am luat-o și că mi-au pus-o aici. Dă cu armura asta. Poate trebuia să mai aștept să mă mai demegiez, dar sincer, bag pula. Hai înapoi pe deal acolo să ne coțăim la loc. Să ne cățărăm, de fapt. Coțeala înseamnă altceva. Bă, îmi place măcar relieful, e frumos. Barca aia arde acolo în apă, deși e în apă, nu înțeleg cum poate să ardă cu foc, că apa stinge focul sau se o paralel și n-am habar ce zic, habar n-am. Pune-te pe cătrălă. Acolo văd că o barcă, dar trebuie să mai fie unii pe acolo, imposibil să nu fie de drept. De boulangerii care se babardesc în gauze. De mi-l arăta, uite unul aici. Gata, s-a adus dracu. Opa, mai e unul. S-a băgat ăla. Hai că o luăm prin apă atunci. Ia de asta încoace. Hai că intrăm în el așa să nu ne audă. Poate ori mai fi câțiva acolo și de asta nu intru direct cu pușca aia. Că dacă era intram în eu, moram și gata. Bă, îmi place numai efectul ăsta de înotat cu mânuata asta și de din mâini. Ce o sări bolovanul ăla. Gen Stonehenge o fie sau habar n-am. A, n-a fost ăsta. Deci să mă uite la aici. Ea dăm cu AP 90, facem rush direct. Rusia style, cum mai fac rușii pe Counter. A, mai e unul? Sau vin din partea? Aoleu, dă cu racheta. Hai că l-am luat. Aia sunt în poziție de atac. Pe lângă cap i-am dat. Două gloanțe, n-am murit. Acum mai mor de-l drecu. Hai că am stric gloanțele de sniper pe băștea. Ok. Și cred că ăștia au fost. Hai, încarcă să mergem mai departe. Unde e? Uite aici. Let's go. Mai întâi să iau muniție de aici, că poate o să-mi trebuiască. Nu ratez niciun pic de loot. Dăm cu asta, dăm cu asta. Poate ar trebui să mă duc pe sus pe acolo, dar nu mai stau să mă bag printre dealuri pe acolo, printre munți. Mă duc așa direct, am armură, am HP, am tot ce trebuie. E, stați să vedeți acum ce apare. M-am urcat, sigur vine acum toată armata. Ate ce zac acolo. I-am luat rachete, ce ți-vă, dre... N-are...
Ce armă de nu trage rachete? De mai sunt undeva prin față, uite aici. Ăștia s-a fost atât? Stai, mai trebuie să vin acum din față. Posibil să fie doar ăștia. Să mă uit prin stânga și prin... Uite pe ăștia cu barca. Ok, am dealit și pe ăștia. Boom! Sau... Hai să facem acum un salt. Pșum! N-am sărit prea bine. Luați mă rachete, unde zici bine, gloanțe. Sper că pe aici este blocat drumul. Hai că trece barca și prin podul lor. Deci al bolovan de ăsta a căzut. Dar ce dracu, îmi framează puțin jocul aici, nu înțeleg de ce. Trec pe unul acolo, cred că am murit. Nu, n-am murit. E, hai să ne dăm jos din barca și să mergem pe aici. E, unul pe acolo. A, o grenadă tere. Nu, cred că am dat-o bine. Mai aruncăm una, care este și ultima. Cred că asta e. Nu, nu l-a delete asta. Hai, mor de Tedric. Dă gloanțele încoa. Unde e pușca lui ăsta? Ce e pușca mea? Awesome. Și ziceam că mai fac și-o rost din niște gloanțe. Hai, du-te. Văd că nu-i nimic pe aici. Mai am câteva gloanțe de sniper. Am cam stricat în armură. Poate trebuie să fiu un pic mai atent acum. Ia, văd că aici este un... A, fu-te. Dăm coa pe 90. Nu cred că... A tărpul ăla cu agheu, ce mă aștepta. Uhu, ce-i în partea aia acolo. Hai că cred că cu nini încărcă. Ia deja a început să iasă fum. Sardă. Gat, s-a dus dracu. Nu știu, cred că am tras eu bine cu pe 90 și l-am distrus. Nimă, are cascadă, vorba lui ăsta lui. De unde pizda mă si trage, uite la aici. Da, se pare că nivelul ăsta are și cascadă. Avem și lanternă, perfect. Așa o să intituleze episodul. Avem și cascadă și lanternă. Mai e ceva pe aici? Hai mă, mai e vreun bulangiu care va... Hai, cu chef de... Hai să ne pizim dacă sunteți tari. Da, mai sunt. Uite acolo unul. Atâi de la cu armură pe el. Unul la o mitralieră. S-a dus dracu și ăsta. Am venit cu afirația dracu. Vă omor pe toți, mâncameți. Bun, nițic armură, hai că-mi trebuia. Dați-mi cu amuniția firăței dracu. Bă, dacă că i-am drăcuit pe ăștia, că nu i-a drăcuit. Aba. Oho. Mai e unul în partea aia acolo. Uhu, ce l-am luat pe ăsta. Super bună arma asta cum trage. Ia dăm cu niște rachete că o să-mi trebuiască. Vă dați cu eu, soare, chiar există o armă ca asta în realitate? Dacă da, mi-o cumpăr, să-mi bat piciorul, vând 3 ficați și 4 unichi. Mai vând, iau și de la câini ceva ca să fac rost de o armă din asta. Ok, și de ce mai arată că sunt expus? Sunt unii prin pa... Aha. Ia stați un pic. J. Unde e? Bă, unde e agheul ăla? Sau l-am luat? Cred că l-am luat. Stai mă. Ok, dăm cu sniperul. Ia, am dealit pe ea de acolo. Hai că e bine, du-te. A, mai e unul aici. Hai mă, mor firea el, drept. M-am umplut de gloanțe de M4, gat. Ia, elicopter în partea aia, frumos. O să ne distrăm din plin. Trebuia să păstrez agheul de mai devreme. Nu l-am mai păstrat. Nici măcar nu m-am întors să văd cât timp filmez. Aia, las că filmez tot ăsta și-l barandat peste noapte. Las, porni să se randese. Mă, ce în partea asta a firat. Doar capul vostru de râs. M-a văzut unde la mama dracului în partea aia.
M-a avut stânzi departe, nu-i problemă. Mai întâi să-i omor pe ăștia de aici. Ok, luați și ăsta. Aoleu, a venit și ăștia cu elicopterul Firarai, dracu. Fugi, fugi și armura. Intră pe aici. Bun. Da bine că poate să tragă și prin ăsta. Hai mă, trage ăla de la mama, dracu. Încarc o dată. Cred că nu l-am luat pe ăla. Că l-am delete. Uite și HP aici. Gata, ne-am revenit. Da, vin doi încoace. Ok, și mă ăla de acolo. Da, bine că trebuie să aibă două gloanțe și n-am multe. Trei gloanțe. Patru gloanțe. Hai că acum cred că am murit. Dă-l dracu, i-am dat un... A murit până la urmă, un încărcător întreg i-am dat și... Nu mai murea, bă, firar al dracu. Lasă-mă că ne-a dat rachete de arma asta, stai că mai era un umor pe aici. Așa. X? Parcă da, X. Să ne mai luăm niște rachete pentru arma asta. Stați un pic, H... Ah, doar fumigene mai am. Ia mă, mai avem armură pe aici? Nu. Pe scurt, hai dați cu barca. Da bine că m-am și demagiuit. F, să o luăm înainte. Să notăm, mă rog. A, pe aici trebuie să merg. Cred, sau socul, nici nu știu. A. Asta mi-a trebuit doar ca să traversez râul, frumos. Asta unde avem 4 minute să aibă arme, de asta să-mi dea și mie niște rachete. Să fiu atent acum că nu prea mai am energie și dacă am căzut toată în apă, m-am înecat. Unde naiba să mă bag? A, pe aici trebuia să merg. A, firara dracu de barcă. Am lăsat-o în urmă, pe aici trebuia să merg. Vreau să iau pe dincolo. Chiar că-s pararea la astăzi. Las că mergem stealth atunci, să nu ne vadă bulangii. Hai, du-te, du-te, du-te. Niciunul pe radarul ăsta, binoclu ce ar trebui să fie. Curată zona, ia. Nimic. Nimic prin partea asta. Ah, când mă vaite acum că n-am barca aia. Că merg cu P90, poate, hai cu merg cu asta, poate merg mai repede. E, P90. Cu asta mergem cel mai repede. Sau de o barcă, trebuie să traversez râul. Pa, vin unii. Hai că la fix mi-au venit ăștia cu barca aici. Opa. Dă înapoi. Să o luăm înainte. Ops. Hai să văd de ce sunteți în stare. Grația e drept cu intru în voi ca Germania, în Brazilia. Ia mă, care ești mei? A, vă credeți tare că aveți acolo elicopter? Luați rachete atunci. Mai luați una. Hai mă, nu vă bubuie. Nu cred că bubuie asta. A, se trage din prin partea asta, văd.
tragi, mă, și tu astăzi. Hai, cu o tras. Dă-i, mă, cu... Mai am luat o rachetă. A, mă, trage. Da, abia trage și ăsta. Ia, dă-te, mă, că mă duc direct în ei. A, cred că am urmă pe cei de aici. Mai sunt ăștia la alții. A, ăștia au fost atât. Ia-mi armură ceva. Chit că am dărâmat toate pietrele astea. Trebuie să merg mult. Ia, poate ăsta e finalul. Da, nu cred că se termine aici misiunea. No, nu se termină aici, hai că e aproape. Fain că am dat încet rău jocul și nu s-au decep că ca zice ăsta. Mă, ce-mi lași tine aici să-ți bagi. Oho, cât sus aici, firar, ai dracu. Bun, hai că trebuie să fim atenți aici. Cred că deja filmez de mai mult de 20 de minute și probabil că am tăiat videoclipul. Nici nu știu, nici nu mă uit la ceas acum, mi-e și frică să mă uit. Să văd de cât timp filmez, dracu. Ies-o mulți prin partea asta. Op. Oho, ăștia-s de aia cu armură, să mai ai dreacu' ăștia. Prin spate pe aici să nu mai fi niciunul care să-mi fi scăpat. Nu, îți doar ăștia pe aici. Ce dracu-s cu rachetele astea? A, aruncă grenăzi, firar, ai dreacu'. Bă, ce greu moare ăla, cred că trebuie să-l dilez pe acela. Ne, prea greu moare ăla. Da, pe ăla trebuie să-l dilesc. Și mai unul pe aici undeva. Ok, l-am dilit și pe ăla. Dar dracu nu mai mure. Și mai unul pe aici undeva. Hai, dăm cu armura. Poc. Deci un sniper. Hai că i-am dealit pe toți, e bine. Ce față are asta. So you're the famous Dr. Krieger. Who is this? Who am I talking to? You'll find out soon enough. Așa fi rău. Bun, i-am călcat lui ăsta iPhone 7-le. Am ăștia și pe noi pe aici totuși. Și căcat e cu statuia asta. A, aici am treabă la camionul ăsta. Ok, și acum? A, uite-o pe gacicălul ăsta. Bingo. This is the location of the facility where they manufacture the mutagen. A, vă lăudați acum că v-ați luat bilete la Antol sau ce? Okay. Nu fai cum zice la mort acolo.
mud pipe cinch. Ia, acum avem parte un cinematic de ăsta. Cred că aici urmează o scenă de futai, nu știu, dar presimt asta. A, cascada acolo, direct, ia. Opa! Copii, nu vă uitați acolo, n-aveți voie. Da, în fapt, până acum avea părul castaniu și acum l-are mai roșcat în apă acolo. Păi ce repede s-a îmbrăcat, a dracu. Bă, dezbrăcat avea tățele mai mari. Ce gură strâmbă asta când vorbești. E fain că acum am primit mesaj pe WhatsApp. Gata, în sfârșit s-a terminat cu misiunea asta, băga-mi aici piciorul. Bun, deci cam atât și pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Da, și voi cât un cap în gură sau cum zice Quick, pizdiți butonul ăla de like acolo. Nu știu ce dracu am, nu știu, dar nu știu ce am acum, mă rog. Deci cam atât pentru acest episod, am fost total pareu cu viața astăzi. Atât filmez că deja mă doare creierul. Cred că pun ăsta la randaj și mă bag la somn, nu știu, hai. Vă urez o seară minunată, toate cele bune, nu abuzați de labă. Hai, v-am pupat, ciao les.